Dar tu n-ai ușă la casă, Iustiniene? Tu, Varvară, cine e primar aici? Da, vicepreședinte al Consiliului cinei. Când primarul e acasă, vicele nu contează. Dar tu nu ești acasă, mă. După grafic ești tot timpul pe teren. Și apoi chiar acasă să fi fost. Dacă aia e casa ta, atunci ce cauți la vice? Ori vrei să-ți ghicesc eu, Iustiniene? N-o lasă că-ți ghicesc. Nu ți-o plăcut poza, fete, așa e, scumpule. Că parcă eu nu știu că de frică să nu votez planul de însănătoșire agricolă, te-ai dus în contra la bufet. Bată-te, Dumnezeu! După restaurantul tot eu l-am făcut magazin universal și... Și tu-l vei! Numai că nu l-ai făcut tu, mă! Nu te mai înfoia atâta ca un curcan. Ai făcut din banii statului și din truda oamenilor. Dar sub conducerea mea! Și nu admit! Nu admit că o mucoasă să mă critice pe mine! Atunci te critic eu, că mie nu mai încură nasul de mult! Când în satul s-o zvonit că ai pus cote la oameni, că ți-a fost greu să te duci cu deputații din casă în casă și cu agenții agricoli cum scrie la lege. Apoi atâta suflet ai tu pentru țăranii Iustiniene, tovarășe, că dacă mă înfuri și-mi sar din principii, îți zic altfel, știi? Păi, impozitul am vrut să te ajut să mai pleci oamenii din sat. Și atât am mai ajutat, că n-ai rămas decât tu, slabă în ochii satului și amărâtul de bărbatul meu, drăguțul de el. Respectă legea, Iustiniene, că apoi la prima ședință fiecare muiere o să vie cu câte 10 poale pe ea. Și apoi cred că ai tu atâta minte în capul ăla al tău să-ți dai seama ce or să-ți facă cu ele. Și nu te mai te lega de fata asta, că e cu suflet pentru sat. Că ea săraca o vint aici să predeie grea ca moartă, Dumnezeu s-o ierte, și trebuie să facă muzică. Apoi cântă și ea cu ce poate, clați, clați. Dar nu-ți conducerea! Uite, pe tovarășii de la județ cine e critică? Cei mai mari peste județ. Pe noi nu ne poate critica decât cei mai mari decât noi, adică județul. O criticat. Bă, uite și pe ea, o criticat-o. Ce umbli tu așa? Mă mai mir că nu ți se văd. Ori nu câștigi nici atât că să-ți acoperi. Doamne, iartă-mă. Dar până ieri așa a fost moda, baci primar. Păi de astăzi să ți-o schimbi. Cu o dată te trăi de la restaurant. Și-o pun pe nevastă-mea, că și așa stă acasă și mă bate la cap ca o ciocăritoare.